ziua, am găsit la o nouă întâlnire alături de profesorul Andrei Marga. Bună ziua, domnule ministru. Bună ziua tuturor. Mă uitam la ultimul număr al prestigioasei reviste de cultură Tribuna, care vă este foarte cunoscută, și o surpriză și pentru mine și pentru dumneavoastră, probabil. Tribuna a ajuns la numărul 460, dialogurile cu profesorul Marga a ajuns tot la 460. Deci, e o coincidență. Absolut, sigur. O coincidență, dar n-am vrut să trecem peste această coincidență. E adevărat că până azi am avut colaborări constante și la TVR. Și la... De asta mi-am și permis. Mi-a rămas așa întipărită treaba cu Tribuna. Citeam acolo un articol semnat de dumneavoastră și de asta. Am văzut că multă lume preocupată, dumneavoastră deja din prima clipă, după apariție, ne-ați atras atenția, mi-ați atras atenția cu un articol destul de contundent apărut în presa germană, mai precis în Frankfurter Allgemeine Zeitung, despre acest faz, cum mi se mai spune, poate ne spuneți dumneavoastră câteva vorbe, cam pe unde să-l amplasăm ca publicație, ca ziar, dar aici pare să că a apărut un material destul de, hai să-i spunem așa, critic, mai mult decât critic, la adresa conaționalului dânșilor, președintele actual al României în exercițiu, domnul Klaus Werner Iohannis, chiar după, nu cu mult, după acordarea premiului Carol cel Mare, președintelui României. Și scrie așa Frankfurter Allgemeine Zeitung, câștigătorul premiului Carol cel Mare, pe căi greșite. Așa se intitulează articolul din Frankfurter Allgemeine Zeitung. Adică cum? Da, m-ați întrebat mai întâi despre Frankfurter Allgemeine Zeitung ca și publicație. Sigur, e o publicație celebră, una din cele de referință în lume. Orientarea este în mare de centru-dreapta, putem spune. Și sigur, aici ei dau articole de mare anvergură și mari gânditori ai lumii de astăzi dau articole în Frankfurter Allgemeine Zeitung. De fapt, acest ziar și Die Zeitung, după părerea mea, sunt cele mai puternice în Germania. Acum, sigur, acest ziar, Frankfurter Allgemeine Zeitung, ca și alte ziare din lumea occidentală celebre, au un dezavantaj în ultimele decenii, putem spune, în România, nu mai au corespondenți permanenți aici. Da, pe vremuri de aducem aminte că erau mai toate publicațiile mari, da. Și ele depind de multe ori și de, cum să zic, cantitatea și calitatea informațiilor. Bun. Dar, sigur, opinia unui ziar ca acesta, chiar dacă îți convine sau nu, trebuie să o iei seamă. Dacă vreți, eu am fost în biografie și lăudat și criticat. De pildă, criticat sever atunci când n-am acceptat spargerea Universității Babeș-Bolyai în cele două componente, Babeș și Bolyai. Deci eu pot să ai o părere sau alta. Dar ce e nou acum cu acest articol pe care l-ați citat? Este nou faptul că, în sfârșit, un ziar de mare anvergură și personalitățile care împărtășesc opiniile ziarului își dau seama ce s-a întâmplat în justiția din România. Pentru că, vedeți, România e tocată de cam de aproape un deceniu, că, mă rog, nu e justiție, este corupție în societate, iar când se încearcă să se facă justiție, apar interese încât se blochează orice normalizare a justiției. Deci e prima dată, de aceea subliniez, am luat în seamă acest articol, e prima dată când un ziar de mare anvergură își dă seama de realitate. Care e realitatea? În România, ca să spun foarte simplu, lupta nu e pentru justiție curată, nu e pentru reforma justiției, lupta este să pui mâna pe procurori.
să pui mâna pe numirea procurorilor, pentru că, vedeți bine, se consideră că dacă procurorii sunt de partea ta, n-ai treabă. Procurorii îi bagă la închisoare pe alții sau măcar îi trimit în procese și tu îți vezi de treabă, ca să simplific foarte mult lucrurile. Sigur, nu e un obicei nou. Din păcate, în România, liderii, și acesta e un indicator al corupției, din păcate, din România, un indicator a lucrurilor nefaste petrecute în tranziție. Dar ca să vin, în România, deja la nivelul cam anului cam 2004, a început obsesiva luptă pentru numirea procurorilor. Procurorii sunt și ei oameni. Ei sunt cu diferite afinități politice, se înțelege. Numai omul care este, castrat mental, nu are opțiuni politice, ca să fim foarte, foarte clar. Deci, atunci a început bătălia. Bătălia aceasta s-a acutizat cu regimul Băsescu, care se știe bine, într-o noapte a schimbat procurorii. De jos, de sus, cât s-a putut de repede de jos. De atunci vine continuu această discuție. Cine pune procurorii? Numai să dăm aspectul constituțional, pentru că aici e o anormalitate. Numai în România, la această oră, e această bătălie. Bătălii surde sunt peste tot, dacă vrem, dar totuși bătălia aceasta penibilă, pe care Frankfurter Allgemeine Zeitung pe bună dreptate o italează, bătălia penibilă, este doar aici. Cum stau lucrurile? Se încalcă Constituția. Ce spune Constituția? Constituția spune simplu, președintele desemnează procurorul general, procurorul general DICOT-ului. Procurorul șef DNA și toți cei de la puterile centrale, da, așa e. Procuraturii, șeful statului major al armatei, șeful SRI și mai departe. Ori, de la Băsescu încoace, am spus-o și în presă atunci, S-a desfigurat juridic un termen. Termenul este desemnare. Desemnare în orice sistem de drept din Europa înseamnă el semnează numirea, dar numirea nu o face el, nu el selectează persoanele. Ca să luăm cazul procuror din România, în mod normal, conform Constituției, atunci când se numește un procuror general și, sigur, și adjuncții lui, se organizează concursuri. Concursul e cea mai sănătoasă soluție. Ori la noi, se vede bine, concursurile sunt după ce se află ce preferințe are vârful, președintele, și atunci nu mai este de fapt concurs. Este de fapt o desemnare ascunsă. Este o numire. Este o numire care stă în pixul președintelui, nu? Scurt, expresia desemnează din Constituție este interpretată deformat, conștient deformat, ca selectare a respectivilor șefi de procuratură, stat major armatei, SRI și așa mai departe. Și atunci, bătălia este deschisă. Bun. Ne place, nu ne place, știu că la mulți nu le place, în cunoscuta ordonanță 113, cred că se numea, s-a încercat să se normalizeze sistemul, adică să se aducă la Constituție, în sensul că nicio persoană, nici chiar președintele, nu poate el alege vârfurile securității, repet, armatei. Securitate nu mai există? Noua securitate, SRI, sau mă rog. Aveți dovezi că noua securitate se numește SRI? Acum să ne înțelegem, e vorba de serviciul de securitate, la asta mă gândeam, nu mă gândeam acum depreciativ. La fel este și SPP-ul, așa că... Nu mă gândeam depreciativ neapărat, nu, asta e problema. Dar, păi, acum, ce se întâmplă? Serviciul înainte de 45 era siguranța. Serviciile acestea... Exact. Unor instituții. Bun. Deci... Acum ce s-a întâmplat? Deci ordonanța, cred că 113 se numea, care a stârnit atâtea discuții, era o încercare, de fapt, de a scoate numirile acestea de sub o persoană, fie ea și președintele, pentru că nu trebuie o justiție, nu se poate face când o persoană are o putere mai mare decât dacă, nu? În Constituție spune, toți suntem egali, toți cetățenii suntem egali. Bun. Atunci s-a reacționat că ar fi o împiedicare a independenței justiției, ceea ce era complet fals.
Evident, e o premisă falsă în jocul acesta. Se consideră că dacă președintele controlează justiția, atunci ea e independentă. Complet greșit. Nici o țară, nici Franța, care are un sistem prezidențial, nu practică asemenea premisă. Dar trecem și peste aceasta. Acum, ce s-a întâmplat? Acum s-a intrat în criza politică. Criza politică a plecat de la un fapt foarte precis. Și ministrul justiției care a fost, n-am nicio prețuire pentru el. Da, Stelian Ion, da. Ea lui e modestă ca jurist, o spun categoric. Dar el s-a prins cu grupul său că pot ei să numească procurorii, dar aceasta a stârnit reacția președintelui, care era convins că el numește procurorii. Ambii greșesc, să spunem direct. Ambii încalcă Constituția. Constituția prevede selectarea procurorilor, numirea lor de către o instanță publică. Președintele după aceea semnează numirea, atât. Dar, încă o dată, de acolo a plecat bătălia. Ori, ceea ce e important e că Frankfurter Allgemeine Zeitung, prima publicație, a înțeles că, de fapt, miza este, cum să zic așa, greșită. Pot să spun chiar mai dur. Miza este inacceptabilă. Și din partea președintelui și din partea ministrului justiției. Dar Frankfurter Allgemeine Zeitung consemnează că după ce președintele s-a tot afișat ca apărător al independenței justiției, el se arată foarte interesat să numească procuror. Păi după guvernul meu, cred că vrea și procurorii mei. Cred că asta este miza. Sigur, da. Încă o dată ziarul german a semnalat că este o aberație. Când intră această emisiune înregistrată în data de 26, sunt două variante. Ori avem deja nominalizările pentru noul cabinet încredințat spre a-l duce la bun sfârșit pe generalul Nicolae Ciucă. Ori Nicolae Ciucă, așa cum se zvonește de câteva zile, își va depune mandatul înainte de termen, adică mandatul de premier desemnat. Și atunci, probabil, vine din urmă, dar vom afla, un al treilea personaj după Câțu, Ciucă, probabil domnul Bode, actualul ministru interimar al internelor, și după Cioloș, mulțumesc colegilor din regie că m-au corectat. Și atunci se complică treaba, în mod sigur. Dar așa cum mă uit în aceste fragmente relevante din Frankfurter Allgemeine Zeitung, la un moment dat am văzut undeva și vreau să vă întreb, domnule ministru Marga, care este părerea dumneavoastră. Zice așa, citez: fostul șef al DNA este procurorul hotărât Laura Kövesi, care conduce de câteva luni noul parchet european care urmărește utilizarea abuzivă a fondurilor Uniunii Europene. Dacă scepticii au dreptate, ultimele manevre ale lui Iohannis, citez, ale lui Iohannis, i-ar putea oferi în curând motive lui Kövesi pentru călătorii în interes de serviciu în patria ei. Am încheiat citatul. Ba, sigur, noi riscăm să fim acum atât de critici încât lumea poate crede că ne obsedează critica. Nu, ne obsedează realitatea. Nu, mergem pe textul acesta și îl analizăm. Da, sigur, sigur. Mă bucur că puneți în joc acest text, pentru că el e foarte interesant. Acum, nu e Kövesi și model de justiție. Cine crede asta, se înșeală. Dreptul este altceva decât crede Kövesi și dreptatea este cu totul altceva. Misiunea procurorului este cu totul alta decât ea a practicat în România. Deci nu se pune în discuție, să fim clari, să nu ne... Nivelul de pregătire juridic și al ei și al altora este foarte jos, să fim clar, pentru funcțiile pe care le tuchipează. Dar, sigur, aici Frankfurter Allgemeine Zeitung observă interesant și eu salut că observă treaba și noi am spus-o și în public, au spus-o mulți înaintea mea, bineînțeles. Vin banii aceștia din PNRR, cum se spune, 20 ceva de miliarde, 29 de miliarde, bun. Dacă ne uităm în programul trimis de Guvernul României, despre care și Iohannis spunea că e slab, dar el l-a patronat, că el, mă rog, spune mereu că alții fac păcate, dar el e inocent, bineînțeles. E bine, dacă ne uităm acolo, banii sunt trimiși pe direcția clientelei.
sunt înmănușate tot felul de obiective, dar dacă vezi bine, ele merg bine, merg la ele. Adică e un argument. Aveți deci, dovezi? Aveți dovezi? Da, da. Deci, păi putem lua pe text. Oricând putem face față la o discuție. Nu e o problemă asta. Dar vă dau un argument foarte simplu. De ce PNRR-ul în România nici acum nu e scos la discuția publică? De ce se dă un program pe asemenea sumă, 29 de miliarde de euro, nu e oarecare, fără să-l fi discutat cu o instanță, cu măcar Comitetul de Stat al nu știu ce. Planificării. Mă rog, dacă vreți. Sau cu... Deci au discutat cu Parlamentul. De ce n-a fost o discuție publică? Care-i secretul? Deci iată, sunt aceste probleme și sigur, ziarul german a sezizat că aici e o problemă foarte gravă. O spun simplu, nicio altă țară nu a ascuns programul de propriul popor, de propria națiune, de propriul parlament. Ori la noi și acum acest PNRR nu este cunoscut. Știți la ce mă gândesc? Că totdeauna... Mai puțin, ne poate întreba lumea de unde știm. Sigur, și eu am legături, dacă vreți, și pot discuta la Bruxelles, pot să obțin textul, l-am și obținut, nu e problemă. Dar, domnule, de asta nu e pentru, doar pentru inși care pot să descurce. Textul este un text de interes public al României. E clar, acolo e ceva ascuns, ziarul german și-a dat seama și a semnalat, ceea ce e de salutat. Eu doar la un simplu fapt mă gândeam, acum câteva săptămâni, în jurul congresului PNL a fost aici la noi în țară șefa Comisiei Europene într-o vizită fulger și atunci s-a pus problema cu acest PNRR care mai necesită, am înțeles eu, poate greșit, din partea șefei Comisiei, mai necesită o aprobare din partea Consiliului. Nu știu dacă s-a dat acel ok din partea Consiliului. Ședința Consiliului Ministrilor de Finanțe, pentru că Ministrii de Finanțe decid în final, ea probabil că se va da, probabil se va amâna, nu știu, dar eu cred că se va da până la urmă. Numai, hai să fim clari, cum spunea foarte bine un europarlamentar român, domnule, se dă cam din milă. Adică România nici cum nu poate duce la capăt, România cu autoritățile actuale, nu poate duce la capăt un proiect de interes public încă o dată. Îmi pare rău că trebuie să spun. Se vede că autoritățile noastre nu știu să facă ceva decât corupt. Ori asta Uniunea Europeană până la urmă vede. În fine, sigur, până la urmă și Comisia Europeană și orice, că multă lume discută de ce fac nu știu ce străinii. Păi domnule, străinii până la urmă țin cont de ce fac autoritățile române. Dacă poporul român nu controlează autoritățile, atunci acolo se ajunge. Se ajunge la corupție. De ce vorbiți despre corupție, domnule ministru? Pentru că am înțeles că la acest PNRR fiecare felie, hai să-i spunem așa, financiară care va veni sau ar veni la noi în țară, trebuie decontată la sânge. Până atunci, nu că nu vedem restul banilor, la o adică trebuie să returnăm toată suma. Și dumneavoastră vorbiți despre posibile manevre de corupție. Corupția începe cu situația în care, cum să zic, nu s-a discutat public sau măcar cu cetățenii ai României, măcar cu, să spunem, consilii, comisii și așa mai departe. Nu s-a discutat. Acum, ce se vrea? Se vrea să autoritățile astea vor să meargă să obțină semnătura de la Comisia Europeană pe document, ori după ce se obține semnătura, autoritățile vor veni și vor spune în țară deja e semnat, așa ne obligă autoritățile. Corupția e strecurată aici în stabilirea obiectivelor din PNRR și a detaliilor. Acolo e problema, pentru că se vede bine, se trimit banii spre o clientelă. Ori încă o dată, nu trebuie să obosim să spunem, e un proiect de interes public al unei țări. Când e vorba de interes public, atunci e mai mult decât interesul unui grup sau altul. De acolo începe corupția. După aceea putem da și indicatori, nu? Hai să fim serioși. 3 miliarde merg la consultanță. Aici e clar că a fost mâna unor forțe politice care vor să-și plătească ONG-urile care le sprijină. Da, alții ziceau de 2 miliarde care au fost ghidați acei bani în PNRR de către fostul ministru demisionar sau interimar, Ghinea.
Ce se întâmplă? Sumele mai variază pentru că află și ei de la Bruxelles care sunt reacțiile. Și acolo, respectiv, a văzut, domnule, o țară care face un proiect de ăsta 3 miliarde de pe consultanță. A, bun, mai putem discuta un alt aspect care e foarte interesant. Se vede bine că în PNRR sunt obiective fixate de diferite firme, chiar multinaționale. Bun. Multinaționale țin de mediul economic, nu trebuie să avem alergie la ele, dar totuși, când o firmă de anvergură își poate fixa în planul unei țări, în programul unei țări, niște obiective, acolo sunt aranjamente, să nu discutăm. Acum, vedeți, nu sunt eu, cum să zic, aici inițiator în niciun fel, dar deja se pune problema în justiția română, deja procuratura e sesizată, DNA-ul, de, cum să zic, intervenția a prea multe comisioane în PNRR. Deci sunt acolo deja comisioane constatate. O să vedem ce va spune DNA. La DNA e sesizarea deocamdată. Da, mai avem 3 minute din ediția de astăzi. Domnule ministru Marga, știu că previziunile nu vă plac, nu le agreați, în mod special nu le agreați, da? Dar totuși, din nou, cu emisiunea aceasta suntem la o cumpănă între o posibilă guvernare sub bagheta generalului Ciucă și un nou fiasco, adică ar veni acel al treilea, al patrulea nume de posibil prim-ministru. Între timp se fac jocuri de culise imense, ba fără ciuma roșie, ba acum e bine, acum la ora la care discutăm, e bine să fie, pentru că fără cei din PSD nu trece un guvern stabil. Fostul premier supărat pe actualul președinte al țării, pentru că îl citez pe președinte, Florine, nu se poate, adică să continue el ca și premier. Domnule Marga, ce se întâmplă? Acum, e o maladie, e o boală. La noi se iau funcțiile ca proprietăți, nu ca datorii. Vedem, de la președinte în jos, ei se ocotesc că sunt proprietarii unor funcții. Nici într-o țară nu se judecă în felul ăsta. Dar să răspund la întrebare în mod direct. Vă rog. Sigur, nu avem noi cum să știm ce e în capul diferiților actori. Câteva lucruri juridice, riguroase, juridice, le-a spune. Unu. În mod normal, cei care au făcut parte din guvernul demis de Parlament n-ar mai trebui să intre în guvern. Deci așa e regula în orice țară matură, democratică. La noi se aglomerează acum ca cei demiși să vină înapoi. Este o aberație, juridic vorbind. Pentru democrație e o chestiune foarte dureroasă, fatală, inacceptabilă. Doi. Nu putem ști ce e în capul lor, putem ști că sunt oameni în general cu pregătire slăbuță, dar foarte egoiști, să nu scape ocazia. Aș spune că putem spune însă ce ar fi optim pentru România. Foarte pe scurt, că am depășit deja spațiul. România, în momentul de față, trebuie nu guvern cu puteri depline, nu guvern iute, ci un guvern competent. Și atunci aș ia el puterile care trebuie. Deci trebuie o coaliție de oameni care se pricep la guverna țara. Mulțumesc tare mult, scuzați-mă că am scurtat finalul, dar eram deja în depășire. Mulțumesc domnului profesor Andrei Marga și dumneavoastră, dragi telespectatori, toate cele bune, rămâneți alături de Televiziunea Română. La revedere! Thank you.